De a vorbi despre ce s-a aprobat astăzi în ședința de guvern, aș vrea să le aduc aminte românilor că tot astăzi a fost publicat în monitor oficial, au fost publicate normele pentru aplicarea ordonanței care amână ratele românilor până la 9 luni de zile. Din acest moment, 45 de zile, românii care doresc să beneficieze de această facilitate pot să se adreseze băncilor, persoane fizice, persoane juridice și pentru 9 luni de zile să nu mai plătească ratele la bancă în condițiile în care sunt prezentate în ordonanță de guvern și în normele de aplicare. Totodată le cer băncilor să trateze cu celeritate aceste cereri, pentru că știm foarte bine momentul în care se aplică această amânare este momentul în care se face cererea de către cetățeni. O facilitate care nu trebuie uitată din această ordonanță este aceea că românii care își plătesc restanțele la momentul în care fac cererea pentru a avea ratele amânate pot să beneficieze de această facilitate. Deci este un lucru care nu trebuie uitat. Cât mai mulți români pot să beneficieze. Sunt români care au fost afectați direct sau indirect de criza prin care, de sănătate prin care trece astăzi România, și aici mă refer la acea situație în care poate unul dintre soți este afectat și aceștia beneficiază de amânarea ratei. În norme veți vedea mai multe detalii. Dar începând de astăzi, românii pot să solicite amânarea ratelor. Referitor la programul de finanțare a companiilor mici și mijlocii, ordonanța cu ajutor de stat a fost aprobată săptămâna trecută. Astăzi au fost aprobate și normele de aplicare, metodologice de aplicare, și aici intrăm în linie dreaptă. Câteva modificări care au apărut. Pentru capital de lucru se poate ajunge acum până la 5 milioane de lei. Capitalul de lucru este garantat 90%. Pentru investiții se poate ajunge până la 10 milioane de lei. Companiile pot să opteze și pentru capital de lucru și pentru capital de investiții. Dobânzile sunt subvenționate 100% de statul român. Și aici cerem sistemului financiar bancar să răspundă cu celeritate. Știm foarte bine că cele două măsuri, amânarea ratelor până la 9 luni de zile și acest produs, înseamnă și eforturi și costuri pentru sistemul financiar bancar, dar așa cum am spus de fiecare dată, este un moment în care trebuie să fim solidari și să suportăm costul acestei situații împreună. Nu în ultimul rând, tot în ședința de guvern astăzi, am prezentat în prima lectură rectificarea bugetară, prima rectificare bugetară pentru acest an. Am mai anunțat public, majoritatea fondurilor se vor duce către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pentru Ministerul Sănătății sunt mai multe cheltuieli și pentru spitale, dar vreau să menționez aici clar că vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel puțin 1 miliard de lei. În ceea ce privește cheltuielile pe care le-am anunțat deja, pentru și cu șomaș tehnic și cu alte forme de ajutor, și acolo am suplimentat fondurile cu cel puțin 7 miliarde de lei, ca să ne asigurăm că pentru perioada stării de urgență și perioada prelungită a stării de urgență, fondurile sunt acolo, că oamenii primesc banii în cel mai rapid timp, la timp, și nu există întârzieri. Efortul bugetar este unul foarte mare în acest moment. În acest moment avem o creștere a cheltuielilor și veți vedea cât înseamnă la momentul în care vom publica rectificarea bugetară, dar și o scădere a veniturilor, pentru că foarte multe companii au fost închise și asta înseamnă că deficitul pentru anul 2020 crește semnificativ. O creștere a deficitului semnificativ înseamnă și o finanțare mult mai complicată pentru această perioadă. Rolul nostru este acela de a ne asigura că oamenii primesc la timp și pensii, salarii, ajutor de șomaj, dar asta nu înseamnă că va fi ușor. De aceea, în acest context, ne uităm la o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul. Vom avea o concluzie cât mai curând și vom veni și cu această informație. Iar pe partea de venituri, am mai spus și repet, companiile care
au astăzi activitate și pot să plătească la buget venituri, contribuții, ar trebui să o facă. Pentru că noi vom transmite înapoi în economie acești bani foarte rapid, așa cum am făcut în martie când am dublat suma ramursată de TVA la 3 miliarde de lei, vom continua să facem acest lucru, plătim în continuare facturile statului, chiar în aprilie vom face returnarea TVA fără sau cu un control ulterior, dar dacă noi facem acest efort, este nevoie ca și din partea cealaltă să vină veniturile, să continuăm să menținem acest circuit în economia al banilor, pentru că trebuie să menținem activitatea atât a companiilor, dar și fluxul acesta. Asta înseamnă pentru noi și un cost de finanțare mai mic. Atât timp cât vin banii înapoi din impozite, noi îi întoarcem în economie, este nevoie de finanțare mai mică din piața financiară sau din alte surse. De aceea, repet, companiile care pot și au astăzi surse să-și plătească impozite, trebuie să o facă, pentru că așa nu ne ajută doar pe noi, ajută întreaga economie. Este un efort pe care îl facem împreună. Mă opresc aici, mulțumesc mult pentru... Mulțumim, domnule.